Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Bună ziua Ghiolici, părinți, bună ziua copii, sunt Mirela Retegan și alături de Gaspar Ghiu, vă invit la o nouă ediție Antrenorul părinților. Bună dimineața! Bună dimineața Mirela, ce bucurie să fim din nou împreună! How do you do? Oh, e... Yeah. Energia mea pozitivă crește de fiecare dată când ne vedem. Atențiune, atențiune! Începând de duminica trecută, în fiecare ediție vom atrage atenția celor care ne ascultă. Zâmbiți ca să nu păreți nefericiți. Da, <laughs> Indiferent da, da, da. unde vă aflați, în trafic, în mașină, desenați-vă un zâmbet pentru că s-ar putea ca eu sau Gașpar să fim pe banda cealaltă și, și să, să vă, vă vedem. <laughs> da foarte mult au spus să știi că am devenit atent în mașină și mă gândesc cine o mă vede și când mă cer cu nevastă mi-ai zis zâmbește, te rog frumos ca să nu-și dea seama că poate ne văd mirora și gașpar Zâmbește și oglindește, draga mea Spune care sens tot ceea ce auzi de la mine Cred că dacă... Hai să facem o pastilă, să o dăm pe radio din când în când zâmbiți ca să nu păreți nefericiți, știi? Da, da Eu cred da. că ar atrage atenția. Și eu cred că, dincolo de faptul că ar avea de câștigat relațiile noastre, cred că și sănătatea noastră fizică ar avea mult de câștigat. Gașpar. Așa. Eu nu trăiesc ce n-au trăit părinții mei. Copilul meu nu trebuie să trăiască ce n-am trăit eu. Foarte frumos spus. Despre asta vreau să vorbim. Părinții mei au vizat ca eu să mă mări cu un preot, să fiu profesoară, să ajung într-o parohie unde preotul acela va avea automat și o casă parohială și oamenii din parohie vor avea grijă ca eu să am o viață ușoară. Așa au înțeles ei că ar fi drăguți să-mi aranjeze viitor. Am o prietenă foarte bună care a primit de la părinții ei un apartament ca să se mărite și să locuiască în apartamentul ei să nu stea ea în casa nimănui, uh -huh. să depinde de cineva. Altei fete din jurul meu, păr uh, uh, părinții i-au căutat parteneri care să aibă propria lor locuință ca ea să poată să plece de acasă și să nu locuiască împreună cu ei care mai aveau încă... Proiectăm tot felul de lucruri asupra copiilor noștri și au făcut tot felul de proiecții asupra noastră uh, părinții. Asta vreau să discutăm. În ce măsură proiecțiile părinților ne influențează viața? În mare măsură. Și e vorba de proiecțiile conștiente, cele care sunt verbalizate, cele care sunt transmise în maniera asta, dar sunt și acele proiecții despre care părinții nu vorbesc și cu care copiii se identifică. Și ce ne arată psihologia dezvoltării, ce ne arată studiile de specialitate, e că în momentul în care eu proiectez asupra copilului meu ceva și îi transmit care este drumul pe care ar trebui să meargă, aproape de fiecare dată copilul, dintr-o loialitate a lui, va urma acel drum, însă. Se va sacrifica pe sine, va alege fericirea părinților în loc să-și aleagă propria fericire. De aceea ajungem la vârsta adultă și nu ne găsim locul, sensul, suntem nefericiți, ne distrugem relațiile, pentru că efectiv cărăm această povară foarte, foarte mare în spate și nici măcar nu o conștientizăm. Nu realizăm că, de fapt, durerea și dificultatea noastră se trage din faptul că nu mergem pe propriul drum, din faptul că părinții, sub o formă sau alta, ne-au condiționat. Ne-au obligat, ne-au manipulat ne să devenim altcineva decât am fi ales noi să fim. Ai de au, au avut vreo proiecție în ce te privește? Cu siguranță, da. Și-au dorit foarte tare, cel puțin unii dintre adulții din familia mea, să devin medic. Motiv pentru care am și studiat la un liceu de chimie-biologie. Și abia în clasa 12-a am reușit să-mi adun curajul și să povestesc cu ai mei, să le spun că nu prea Dar văd de, un viitor. de ce își dorea un medic? Pentru că, exact așa cum ai tăi, au proiectat că o preoteasă e o femeie fericită. Probabil că și ai mei și-au imaginat. Și are o viață că... ușoară, și are nu o viață neapărat ușoară. fericită, dar o viață ușoară, care are o casă parohială, preotul are un serviciu sigur, da, <laughs> nu da, rămâne da, fără da, bani, da, și da. foarte mulți oameni în jur care să susțină și să ajute familia. Cred că ceva de genul a fost și în imaginația lor mei și-au imaginat că un medic e binevenit la casa omului. E un personaj important. În comunitate, câștigă destul de bine, are o forță, are o putere, însă nu s-au întrebat dacă eu mi-aș dori asta. Mai, eu... mai e ceva gaș, Așa. Pare. Păi dacă ai nevoie, ai doctorul tău. Exact, și știe Apropo pe de toți faptul doctorii. că bine în apropiere un medic. Da. Și da. pe toți, știe pe toți doctorii. Da. da, dar știi că până la urmă tu cam asta ai făcut? Că, de fapt. Nu e o diferență mare între psihologie și medicină, așa ei, e. Ei, ei uh, uh, au proiectat asupra noastră uh, cu mijloacele pe care le aveau în acel moment. Dar poate undeva, în subconștient, uh, mama ta vedea în tine un, uh, un vindecător, un terapeut? Uh -huh. Că tu până la urmă medicul trebuie să fie terapeut, din păcate da. foarte mulți medici nu mai sunt terapeuți și asta este marea problemă a omenirii, sunt uh, niște specialiști care pun niște diagnostice în urma unor aparate și ale unor analize de laborator. Prima condiție a unui medic ar fi să se așeze lângă pacient și să, 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 să cu rezoneze persoană, cu da, el, da. să-l simtă mai mult decât să-l să citească Minunat, spus. niște rezultate ale unor aparate. Te duci la medic și foarte mulți medici te trimit să faci analizele alea, 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 atomograful, ecografia aia, ai venit cu hârtiile, se uită la rezultate și zic că ăsta e diagnosticul. Și de foarte multe ori, are nici nu se uită la tine, exact, nu, nici nu te nu, privește. nu te vede, da, nu da. te. Ori tu faci terapie pentru că tu te așezi, îl vezi pe omul care vine. Oamenii care vin la tine sunt bolnavi. Oamenii care vin la tine sunt, sunt bolnavi. În suferința, de suflet. așa îndrăznia spune. Da, da, bine, da, ok, da. nici mie nu-mi place expresia, bravo. Au, au, au sufletul rănit și vin să vindece această rană uh, uh, și au nevoie de terapeut. Mm -hmm. Deci undeva proiecția lor până la urmă uh, ai mei n-au greșit foarte tare că <laughs> sunt, sunt în zona în care ei și-au dorit. Uh, în jurul meu e o comunitate care mă susține, da. care mă ajută în ceea ce fac. Dar cred că n-au știut cum să formuleze foarte bine sau rezumat. Și poate, poate, acum că spui, nu m-am gândit la asta niciodată, dar acum că spui s-ar putea ca noi să fi fost, știi că noi ne-am tot plâns aici la radio despre cât de greu ne-a fost în copilărie, sau eu cel puțin. Și eu, dar și acum, eu. acum ascultându-te îmi dau seama că poate am fost totuși și printre acei norocoși care s-au potrivit cu proiecțiile părinților. Eu nu cred că e o întâmplare. Eu cred că părinții noștri, da, acolo simțit. eu cred în niște programări, și părinții noștri știau care și de-aia i-am și ales pe acești părinți pentru că puteau să ne susțină în ceea ce ne doream noi. Da. E, fix anii ca și, e, fix, e fix ca da. și când un părinte își dorește pentru copilul lui să devină bucătar, pentru că nu o să moară niciodată de foame și îl aș deschide cel mai tare restaurant din lume sau devine cel mai. Devine uh, Jamie Oliver și uh, îl cunoaște da, o lume întreagă sens. despre această pasiune, știi? Părintele simte undeva acolo, în sufletul lui, un părinte simte care e potențialul copilului și, de fapt, ce-i s-ar potrivi lui. Simte sau are această informație? Mm -hmm. Tu poți să mă contrazici, dacă... Are, are sens, are sens. N-aș putea spune nimic mai inteligent. Sau uh, nici, nu, nici nu știu cu ce să completez tot ceea ce spui pentru că păi, așa, te cum, descurci cum atât fac, de deci bine. Deci cum fac eu să-mi văd de la tine când conștientizez că n-am ceva mai inteligent de spus decât el din fața mea? Să tac! Eu mă simt obligată să zic ceva. <laughs> <laughs> poți să oglindești de fiecare dată <laughs> și ca mamă mă simt obligată chiar dacă am foarte multe momente în care îmi dau seama că n-am nimic mai inteligent de spus decât a spus copilul meu dar parcă nu-mi vine să tac poți să oglindești cum adică să oglindesc? aude de la tine Mirela și continui cu tot ce am auzit e... <laughs> deci de cât ne facem noi emisiunea asta? Cel puțin doi și jumătate. Doi și jumătate față în față da, și încă da. vreo Exact, trei. varianta veche. Varianta da, veche. Da. Eu am senzația că tot în punctul ăla sunt. <laughs> <laughs> în, care, în care simt nevoia să spun ceva inteligent. Cum facem ca propriile alegeri, că la noi a fost o întâmplare fericită, mm -hmm. Ne-am dus pe drumurile pe care cumva le-au deschis părinții noștri, chiar dacă nu știau, nu știau că sunt niște autostrăzi, ei au crezut că sunt niște potecuțe. Dar cum facem, cum fac cei care ne ascultă, să facem alegerile pe care ni le dorim, fără să stricăm relația cu părinții noștri? Ce le, spun, ce le spun des părinților e să devină ei adulții care și-ar dori să devină copiii lor. Nu înțeleg. Uh, îndrăznește, permite-ți, dă-ți voie Mirela să fii femeia care ți-ai dori să fie mai la un moment dat. Foarte tare. Știi că fac asta și lucrez la asta? Și Pentru că e... mi-am dat seama că eu am pus deoparte femeia Mirela și eu nu i-am oferit cel mai bun exemplu fetei mele din acest punct de vedere și mi-am dat seama că eu trebuie să mă concentrez pe mine exact. ca eu să fiu un model pentru ea deci să faci asta inclusiv din punct de vedere profesional sigur, Sigur, oamenii au interese diferite, visuri wow, diferite, speranțe diferite, și e nevoie doar să ne dăm voie să mergem pe, pe acel drum, pentru că copilul va învăța foarte multe lucruri de la noi. Iar dacă noi mergem pe drumul pe care sufletul nostru își dorește să mergem, nu o să mai punem acea presiune pe umerii copiilor noștri, din contră, le vom vedea potențialul și vom încuraja să evolueze, să se dezvolte exact în domeniul. Care lor le place cel mai tare? Asta dacă sunt părintele. Da? Eu, mama Maiei, înțeleg, pentru că m-am întâlnit cu tine și pentru că sunt deschisă și pentru că îmi doresc, că trebuie să mă concentrez pe mine, să devin adultul care aș vrea să fie copilul meu, exact. sau măcar cu care să se însoțească la drum copilul meu. Și atunci, dacă nu-mi place cariera, dacă nu-mi place jobul pe care să l am. Fac schimbări. Să fac ceva ce să-mi placă foarte tare, și să fiu un model bun. Mă duc la serviciu cu plăcere, mi-e drag, copilul nu aude că jobul meu este calvarul vieții mele. Dacă nu-mi place cum arăt, iar să-mi dau voie să fac schimbări? Mă apuc de treabă, Sigur. dacă da. vreau să străbesc, dacă vreau să schimb ceva la mine, dacă... Sau dacă vreau să studiez ceva nou. Atât de des eu auzim pe părinți spunând că vor să se înscrie la facultate chiar dacă au 40, 45, 50 de ani și e minunat. E un alt exemplu extraordinar. Acei părinți care îndrăznesc să studieze nu mai pun atât de multă presiune pe umerii copiilor lor atunci când ajung la școală. Pentru că-și amintesc. Pentru că își amintesc și pentru că le oferă copiilor un model foarte frumos, apropo de am de făcut referate, am de. Și copiii își doresc să facă împreună cu ei. Exact, exact. Dacă sunt nemulțumită de relația pe care o am. Și acolo pot alege să fac o serie de schimbări. Pot să merg la terapie, pot să particip la tot felul de workshop-uri. Dar să-i să... arăt copilului că fac ceva. Exact, exact. Nu că stau să mă complac. Că nu mă victimizez, plâng. da, da, da. E foarte, foarte important. Bun, asta dacă sunt mama mai ei. dar dacă sunt copilul. copilul mamei mele care nici nu vrea să audă și dacă mama vrea eu să, ca eu să mă fac asistentă medicală și eu trebuie să mă duc neapărat să dau la liceul sanitar și să fac asta pentru că așa înțelege mama că este bine pentru mine, deși eu îmi doresc să fiu profesoară de geografie, cum fac să aleg să fiu profesoară de geografie sau actriță împotriva ceea ce își dorește mama pentru mine? Cred că depinde, fără să strig relația cu ea. Cred că depinde foarte mult de vârsta pe care o are copilul. Oră, hai să vorbim pentru adolescenți. Un adolescent de ce vârstă? Care e la liceu, care Uite, e clasa în, școala, 8 în clasa. Care vrea în clasa să, să 8 se ducă spre un liceu sau care e a 12 -a și vrea să se ducă spre o facultate și părinții vor în altă parte. Uh -huh. Um, nu știu dacă putem face asta, Mirela, fără să îi supărăm. Exact. Fără să producem niște valuri în relația cu părintele. Cred, însă, că e mult mai înțelept să ne găsim curajul de a le spune părinților noștri că apreciem tot efortul pe care îl depun și toate bunele intenții ca noi să ajungem oameni de succes. Că da, ne-am străduit probabil să învățăm mai mult la o materie, dar dacă vedem că efectiv acea materie nu rezonează cu sinele nostru, cu esența noastră, cu mintea noastră, atunci cred că e important să îi ajutăm pe părinți să conștientizeze că poate un alt vis ni s-ar potrivi mai bine. Și aici fiecare dintre noi are dreptul, are libertatea de a purta o astfel de conversație cu părintele, care nu înseamnă doar un moment de conversație. Îți spuneam că ai mei și-au dorit foarte tare să merg spre medicină și undeva în clasa 12-a mi-am adunat curajul de a sta de vorbă cu mama și de-i spune mama, chimia nu e pentru mine și cred că nu sunt șanse ca eu să intru la facultatea de medicină și efectiv nu, nu simt că aș fi fericit să fac asta. Și mamei nu i-a fost ușor, știu că a avut câteva nopți nedormite pentru că trebuia să-și reseteze planul, trebuia să schimbe mindset-ul pe care, pe care l-a avut, dar până la urmă cred că fiecare părinte aude cuvintele copilului dacă copilul e suficient de perseverent. Tu știi care a fost primul meu job în satul mare? Care? Secretară la CFR, mm -hmm. la gară. Eu, când am fugit de acasă la 19 ani, fugisem cu trenul. Îi, cu trenul și cu iubitul meu care lucra la avea, la, CFR? la CFR, la satul mare, în gara din satul mare, avea repartiție acolo și am lucrat uh, 2 ani, 2 ani și ceva. Iar când am plecat de acolo, ghici unde am plecat. La teatru. La teatru. La teatru de nord din satul mare m-am angajat la teatru. Ai ajuns iar... în centru orașului, de fapt. Iar mama a fost distrusă. <laughs> distrusă! <laughs> în primul rând, am pierdut jobul, sigur, de la CFR, uh, pensia care era foarte Grantată, importantă, da, la 20 da, de da, ani da, era extrem da. de importantă, <laughs> și ghiș ce am mai pierdut eu pentru care mama a fost foarte Libertatea supărată. Libertatea de a călători gratuit cu trenul Exact, permisul! <laughs> Doamne, deci nu vrei să știi ce, ce discuție am avut cu ea? Câte tare s-a supărat cât de n-am înțeles de ce laș, știi cum ziceau, un mână, sigur, da, da, da. ai un servici sigur, ai un servici sigur. Totă, toate fetele vor să fie secretare și tu te duci un ala la teatru. Ce servicii ăsta la teatru? Da. După care am pierdut și jobul de la teatru. <gânt> și la teatru ce ai făcut? La, la teatru am fost angajat actor, corp ansamblu. M-am mm. dus și am și jucat în câteva spectacole. Și am uh, rămas fără job, după un an de zile mi-au desfăcut contractul ilegal, directorul de atunci, și am câștigat în instanță uh, uh, pe carnetul de șomer. Și am fost șomeră vreo jumătate de an. Și, de ca... și după aceea ai ajuns la radio. Deci, deci Gașpar, încearcă să-ți imaginezi că am... Cum a fost mama când eu îmi las jobul singur de la da, CFR, da. Da? mă duc la teatru, care era ceva extrem de neserios în anii 90, rămân și fără jobul ăsta și ajung șomeră. Deci, după ce că am fugit de acasă, am mai ajuns și șomeră. Deci, am fost singura din familia noastră care a făcut toate aceste prostii, pe vremea aceea așa erau considerate. Și am ajuns la radio după vreun an și ceva. Mm -hmm. Am ajuns la radio după vreun an și ceva în care am muncit fără să câștig niciun ban. Pur și simplu a fost un exercițiu acolo. Dar eu am simțit cumva că toate schimbările astea mă vor Sunt conduce spre ceea ce vreau eu tău, să fac. Da. Dar a fost o luptă foarte grea cu mama, care era o uh, capitarnasă și nu înțelegea de ce eu nu mă supun ba mai mult tot ce se întâmpla confirma faptul că mama are dreptate are dreptate în asta situație e e o luptă viața și e un exemplu foarte frumos acesta pe care tu l-ai adus în discuție și anume chiar dacă nu avem certitudini, chiar dacă nu avem garanții, să îndrăznim să luptăm pentru visurile noastre, pentru planurile noastre, pentru că sunt fer convins că dincolo de momentele de durere ai și învățat extrem de multe din experiența CFR, din experiența teatrului și a fost nevoie probabil de tot acest zbucium pentru a ajunge la versiunea ta din prezent. Eu am fost foarte norocoasă pentru că de la 19 la 24 de ani am trecut dintr-un eșec în altul, mm. deci n-am ratat nimic. Tot ce se putea numi eșec în relație, eșec în familie, eșec în facultate, am pierdut facultatea, eșec în job, eșec după eșec, după eșec, după eșec. Și vă spun după pauză ce m-a învățat toată și perioada. Și aș așa spune că aceasta este calea succesului. Eșec, 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 eșec și după aceea vine succesul. Hai că ne întoarcem să vedem ce facem cu părinții ăștia care proiectează asupra copiilor toate lucrurile pe care ei le văd și nici măcar nu realizează cât de limitat suntem în acest moment pentru ceea ce ar putea să însemne viitorul copiilor noștri. Ne-am întors la antrenorul părinților, vorbim despre proiecțiile pe care părinții le fac asupra copiilor, și uh, vorbea puțin mai devreme despre cum, de la 19 la 24 de ani, eu am trecut dintr-un eșec în altul, eșec care confirma temerile mamei mele, dar pe mine mă făcea să simt și mai puternic că sunt pe calea mea și că asta e ceea ce trebuie să fac. Da. Știi ce am înțeles eu gașpar după ce mi-am pierdut uh, jobul, mi-am pierdut uh, familia, mi-am pierdut casa, mi-am pierdut uh, prietenii, am pierdut tot, mi-am dat seama din toate eșecurile cât sunt de puternică. Am realizat, oi dacă am trecut prin toate astea, e clar că sunt foarte puține lucruri care mă mai pot pune la pământ. Dreptul mare, mi-au crescut niște aripi. N-a trebuit să-mi sufle nimeni în ele. Mi le-am crescut eu singură și am reușit să mă ridic deasupra tuturor fricilor și să îndrăznesc. Că ce putea să mi se întâmple? Să cad și să mă lovesc din nou. Ce frumos, la că toate aceste pierderi, de fapt, te-au ajutat să te câștigi pe tine. Da. Să te descoperi pe tine, da. să Am pierdut ajutorul ai părinților, alibi. am pierdut ajutorul soțului, am pierdut ajutorul societății, am pierdut toate punctele pe care ne credem că ne sprijinim da. și mi-am crescut singură aripile cu care eu am putut să mă ridic deasupra tuturor. Hmm. Deasupra tuturor problemelor, sigur, nu e sigur, sigur. ca să se înțeleagă foarte De Și deasupra, foarte clar. deasupra tuturor proiecțiilor, și deasupra tuturor gândurilor, pentru că avem nevoie să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă la un moment dat. Să realizăm că și părinții noștri sunt doar niște oameni care nu pot să vadă viitorul așa cum își imaginează ei că l-ar vedea în, într-un anumit moment. Așa care are sens și acest spui. Iar mama avea perfectă dreptate. Pentru că, într-adevăr, să pierd jobul de la CFR mi-a adus niște consecințe imediate foarte grave. Să mă duc la teatru, mi-am asumat niște riscuri, să Pierd jobul de la teatru, am făcut foame la propriu. Hmm. Prietena mea, Monica Muntanu, care trece acum la Sibiu, fura zacuscă de la mama ei ca să am ce să mănânc și cu Victor Constantinovici. Uh, când am câștigat uh, primii pufuleți, prezentând un spectacol pentru copii, ne-am simțit bogați. Dar, undeva în ființa mea, am simțit că, împotriva tuturor fricilor celorlalți, eu trebuie să am încredere în ceea ce simt. Că pot să fac cu viața mea. Mm. Și că pot să fiu mai mult decât o secretară de la CFR. Că pot să fiu mai mult decât un actor ansamblu de la Teatru de Nord. Sau uh, decât un reporter uh, care uh, alergă uh, de dimineața până seara uh, după câte o știre. Am știut că sunt doar pași pe care îi fac pentru ceea ce eu pot să devin la un moment dat. Ascultându-te, mi-aduc aminte de Paulo Coelho și de cartea Alchimistul, în da. care el prezintă atât de frumos faptul că atunci când avem o dorință și e într-adevăr dorința sufletului nostru, întregul univers va conspira în favoarea noastră pentru a transforma acea dorință în realitate. Și cred că uneori universul ne scoate tot felul de provocări în cale pentru a se asigura că dorința noastră este mare și puternică, că acela este visul. Dacă noi ne abatem de la drum, s-ar putea ca acela să nu fie visul. Știi ce mai? Dar dacă noi suntem perseverenți, exact. Dacă nu renunțăm, exact. El îi zic misiunea și zic misiune, harul lui Dumnezeu. Da. A, înseamnă că acolo a pus Dumnezeu harul și ține de de filonul ăla pe care l-ai găsit. Știi ce am mai descoperit cu această ocazie? Că sunt mai mai curajoase decât părinții mei are sens că sunt se da? mai puternică decât mama și decât tata la un loc și vreau să te întreb când pierd părinții respectul copiilor care e acel moment în care părinții pierd respectul copiilor cred îl recâștigă la un moment dat cred că sunt diferite, diferite momente îl pierd atunci când nu văd durerea copilului dacă eu, de exemplu, am un uh, copilaș de vârstă preșcolară care vine acasă de la grădiniță supărat pentru că uh, a avut o experiență negativă cu un coleg și dacă eu minimalizez Disconfortul copilașului, și nu îl ajut să proceseze acea încărcătură emoțională, să-l ia un brațe, să-i spun că e în regulă. Cu toții avem și momente mai dificile, cu toții ne dăm seama că unor prietenii s-ar putea să aibă o purtare care să nu fie neapărat pe placul nostru. Deci, atunci când copilul este nevoit. Să-și ducă singur durerea și suferința, e un moment în care eu, ca părinte, pierd respectul copilului. După aceea, atunci când îmi impun punctul de vedere și vreau să domin copilul, vreau să-l controlez, atunci când nu văd nevoile copilului, dorințele copilului, atunci e un alt moment în care eu, în calitate de părinte, câștig ceva și pierd ceva foarte, foarte important. Respect. Exact. Câștig iluzia faptului că îi spun celuilalt ce să facă și îl controlez, și pierd de fapt respectul care ar fi ingredientul principal apropo de relația părinte-copil pe termen lung. Poate că mai pierd încrederea și respectul copilului atunci când nu îi permit să greșească. Atunci când nu-i dau voie să aibă propriile momente de eșec, atunci când vreau să îl protejez de fiecare dată de orice, pentru că îi transmit că el e slab părinții de fapt au intenții foarte bune dar mesajul care ajunge la copil e că tu ești slab, tu nu te descurci uite cât de mult te ai învățat tu din acel uh, șirag de eșecuri pe care le-ai trăit în perioada 19-20 da, ce greu a fost pentru ai mei cred, cred. <laughs> pentru că erau spectatori uh, la toate pierderile și la, to la toate momentele dificile din viața și mea. Și cred că ăsta, ăsta e secretul, Mirela. Mai să ales stăm? atunci când copiii cresc, să fim niște spectatori empatici și să le transmitem copiilor că avem încredere în faptul că ei se vor reinventa și că am trecut și noi pe acolo. Pentru că fiecare. Care mă ajută noi... enorm, pe mine mă ajută enorm tot ceea ce am trăit eu în această perioadă, să fiu o mamă înțelegătoare pentru Maia, ba mai mult, nu doar să fiu un spectator, ci chiar să-i spun, stai liniștită, se poate și mai rău, adună-te, ia tot ce mai bun din povestea asta și du-te mai departe, o să mai vină o lovitură, o să mai vină o cădere, nu te teme, Sigur. asta te duc până și la Și atunci când copilul primește mesajul că toate acestea sunt normale, va reuși să se reinventeze. Atunci, când îi transmitem că nu e în regulă, că nu e ok, că nu ai voie să greșești, că dacă mai fi ascultat pe mine, nu ai fi ajuns aici. Atunci îi transmitem că nu e în regulă așa cum e el, că nu ar trebui să aibă dificultăți, că nu ar trebui să aibă probleme. Mi-a spus Maia ceva extrem de frumos. Mi-a zis, mama, știu astăzi despre tine, că oricât de gravă sau de dureroasă ar fi o rană, că e de suflet sau că e fizică, nimeni nu mi -o pansează mai bine decât hmm. mi o pansezi tu. Păi ce-ți dorești primul. mai mult ca și exact. părinte decât să ajungi în acel punct în care copilul să știe că ești un terapeut pentru el și nu uh, o travă, da. că ești uh, apa vie pe care poate să o bea și nu cianura care îl, îl, îl seacă de Eu aduc aminte, și mai tare. Dacă îmi dai voie, Mirela, mi-aduc aminte cât de frumos a vorbit Maia la lansarea cărții dincolo de parenting și teorii, cât de emoționat a fost să, să poată să... Exprime în public tot ceea ce simte față de tine și tot ceea ce a primit din relația cu tine. Și ce am apreciat cel mai tare a fost că nu te-a idolatrizat, nu te-a prezentat ca pe o zeiță, ci mai degrabă ca pe o mamă adevărată care învață, care crește, care se dezvoltă, care are momente de strălucire, care are momente dificile și, și s-a văzut toată această energie acolo între voi. A fost minunat. Iar mai a început cu replica celebră, îți mulțumesc, Gașpar, <laughs> pentru că de când ai apărut tu în viața noastră, relația mea cu mama este mult mai bună. Ce să zic? Ce să zic? De aici încolo putea să spună orice. <laughs> da, mai e un copil foarte deștept, foarte deștept, este un om foarte frumos și în cartea asta, dincolo de parenting și teorii, vorbim foarte mult și despre toate lucrurile pe care eu le-am învățat aici la masa din studio, alături de tine și care au făcut din mine o mamă și mai bună pentru Maia. Și aș vrea, în acest moment, Cine dorește să intre pe pagina de Facebook Antrenorul Părinților și să răspunde la întrebarea Când te-ai supărat cel mai rău pe părinții tăi? Mm. Răspunde la întrebarea asta și poți să câștigi două cărți. Una de la mine, dincolo de Parenting și Teorii, și una de la Gașpar. Mai bun decât părinții tăi. Bun! De ce nu <laughs> te Bun! Când te-ai supărat cel mai rău pe tăi? Hmm. Au fost multe momente în care în care pe un care, pe <Adjust> care <encouragement> și acum în capul nostru exact, e. <iens> că exact, da, da, da. da, da. mai leg, ce cu atât să mai leg, ce mult cu leg. cât știu Mirela că în fiecare duminică mama ne ascultă și la mama, radio. Stai. Și, și după ta... emisiune îmi scrie sau mă sună. Dacă a ieșit bine emisiunea mă sună. Dacă am spus prea multe lucruri despre familie, îmi scrie doar că <crianças> să nu uit să păstrez și intimitatea sau să respect intimitatea familiei. Um... Da, eu sunt convinsă că mama ta știe că noi facem asta cu toată dragostea sigur, și sigur. Uh, eu mă bucur foarte tare că noi avem niște mame foarte deștepte care înțeleg foarte clar că noi, dacă n-am fi onești aici, n-am putea să transmitem cu adevărat ceea ce oamenii au nevoie să audă și că noi folosim toată experiența pe care am trăit-o cu mamele noastre și cu familia noastră uh, ca să le dăm oamenilor încredere că și să normalizăm. Să se întâmplă faptul la că, lucruri în toate exact, familiile. Exact, că suntem în aceeași oală mare cu toții. Da. Cu toții ne aflăm într-un proces de învățare. Deci, când alege, Uite, alege. ce, ce mi-a venit în minte a fost. O să vorbesc despre mama întâi. Exact. Uh, mi-a fost de fiecare dată greu, și mă supăram atunci când mama uh, uita că soțul ei e tatăl meu. Și vorbea despre soțul ei, ca și cum nu ar fi tatăl meu. Uh -huh. și momentele... atunci îi trecea prin cap. Exact, exact, exact momentul care aibă grijă eticheta, momentele în care îl judeca, momentele în care îl critica. Uh, și atunci era greu pentru mine și de ce? Pentru că empatizam pe de o parte cu durerea mamei, pe de altă parte simțeam că fiecare cuvânt e ca o palmă pentru sufletul meu, pentru că sufletul meu, în sufletul meu exista și tata pe care îl iubeam, în care aveam mare, mare încredere acesta a fost un moment sau fost, a fost, o constelație de momente în care mă supăra, mă supăra mama. Și tata? Îți amintești ceva? Și tata... Uite, eu pe tata nu cred că m-am supărat vreodată. Știi când, când am terminat clasa 12 -a, a venit la festivalul de... Festivitate. La festivitatea așa de absolvire și a venit sub influența alcoolului am înțeles. Și, fost și a mândru. venit într-o stare destul de degradată deja tata era pe ultima sută de metri a vieții lui și mi-a fost atât de jenă și de rușine mm -hmm. și a fost a, un, un moment dificil da și eu mi-am cu un astfel de moment cu tata dar nu, nu m-am supărat, din potrivă m-am supărat pe mine că am fost uh, mi-am făcut prea multe griji mm -hmm. pentru ce cred ceilalți despre tatăl meu, în loc să mă bucur că, da, n -ai, că e n -ai acolo aveai, prezent, dar n-aveai da. cum că era foarte important, în schimb pe mama așa. m-a supărat de curând <laughs> <laughs> acum vreo 2 ani, da Acum, acum de, în pandemie, mama a descoperit Facebook-ul și uh, nu înțelege că pentru mine Facebook-ul este parte din jobul meu, nu este divertisment, nu e uh, bârfa de la coada la care nu mai stau românii și stau pe Facebook mm -hmm. și bârfesc. și cum ai sta pe băncuță în exact. fața casei și ai povesti cu da. vecinele. Și atunci se apuca mama la câte o postare de-a mea să scrie și nici nu vede, nici nu știe foarte bine să scrie. Și eu am tot rugat, mama, te rog frumos, nu mai comenta, nu te mai băga în seamă, că nu-i cazul, că nu e divertisment, asta chiar e o chestie serioasă și șeruia pe pagina ei tot felul de prostii ale unor oameni care vorbeau urât despre alți oameni politicieni, mama e o luptătoare pentru și susțină foarte tare ideile ei și nu mai știu, era, era o postare foarte urâtă la adresa unei femei politician, cu injurii și mama șeruise această postare și niște comentarii ceva foarte, foarte urât și am spus mama de ce face asta? Și femeia aia e copilul cuiva. Mm -hmm. Până într-o zi, în care nu mai știu ce am făcut eu, și a apărut o postare, la o postare de-a mea, niște comentarii foarte urâte, cineva cu măștile, cu. Vac... era perioada aia, și au scris despre mine niște mizerii, niște, și am trimis mamei și i-am zis: Îți place? Ia, uite! Uh -huh. Doamne, cum să spun așa ceva despre tine? Și am făcut-o să înțeleagă că nu avem voie să vorbim de rău și nu avem voie să, să, să mai punem o cărămidă la construcțiile astea urâte, din potrivă să stăm deoparte. A înțeles și acum pune doar emoticoane, mm. nu mai comentează, șeruiește doar cu Arsenie Boca și cu uh, flori și rețete <laughs> și gata, nu se mai bagă în politică și m-a mai supărat pe ea foarte tare de, cur de curând. A venit la mine în vizită, eu locuind la casă, într-o curte foarte frumoasă, cu mulți vecini pe lângă și a pus niște sfori în curte și a întins toți chiloții în curte să se Usuce, că i soare afară și și mă a zis: Miha, noi nu întindem hainele în curte, că avem uscătorul și. lasă tu, copilă, că nu știe, mă, dar știu eu mai bine. Am intrat, am deschis ușa și am văzut. Ți-ai văzut toate da, intimă? Da, toți schiloții, am văzut în curte. Deci mi-au tășnit la crimire. Știi de ce? Pentru că m-am dus înapoi în copilăria mea, în care mama făcea numai ce voia ea. Mm -hmm. Nu ținea cont absolut deloc de ceea ce îmi doream eu. Că nu era despre chiloții întinși în curte, Sigur. ci despre. iar, iar îmi îmi și despre uh, suminez, o nu? Da. Mm -hmm. Și despre desconsiderare Despre faptul că nu-ți pasă deloc ce îmi doresc eu și nu-ți nu ai grijă de ceea mm -hmm. ce îmi doresc eu. Și iar ne ducea la copilul interior, da, mama, liga da. ei de Cristinuța <laughs> și de Gașpăruț. Ca Gașpar, iar e gata emisiunea. A fost o plăcere. Doamne, da, ce bucurie! Eu mă duc la Ploiești și la Brașov săptămâna viitoare. Uh, mai avem Oradea, abia aștept, și Clujul. Ce frumos! Avem spectacole la Cluj și la Oradea și la Timișoara. Închidem turneul de data asta. Uh, ajungem și în, uh, în uh, Londra și în Dublin. n am mai fost de trei ani. Wow. la Londra de dinainte de pandemie și abia aștept să ne întâlnim cu toți românii de acolo. Vreau să îi invit în continuare pe părinți să comande cartea dincolo de parenting și teorii, provocările părintelui de astăzi și să-i trimitem la tine pe pagina de psihologie să se scrie la cursuri că oh, încă da, mai poate. Oh, da, exact, în timp ce te ascultam, mi-am dat seama că tu călătorești atât de frumos prin țară, și eu voi călători în weekendurile care urmează, prin poveștile de viață ale oamenilor care vor veni la cursurile noastre pentru a deveni psihoterapeuți de familie. Și toți cei care vor să afle mai multe sunt invitați pe pagina de psihologie. .ro. Să știi că în fiecare oraș în care ajung, las o carte ah, pe o bancă. Frumos. Și o dedicație pentru cel care urmează să o găsească. Până săptămâna viitoare, îți doresc o toamnă minunată, când o să privești frunzele și o să te bucuri de soarele ăsta, blând să-ți amintești de mine și te las pe tine să închizi misiunea, transmitându-le oamenilor care ne ascultă cele mai importante urări pentru. O zi excelentă și o săptămână minunată. Uite ce mi-a venit în minte legat de subiectul acestei ediții, e că fiecare copil are dreptul să fie mândru de părinții lui. Și să ne dăm voie, în această săptămână și în toate celelalte săptămâni, să ne implicăm în comportamente care să-i facă mândri pe copiii noștri. Pentru că deseori le spunem copiilor implicăte în comportamente care să ne facă mândri pe noi, părinții, dar putem face lucrurile și în oglindă. Mirela Retecan și Caspar Gheorghie, antrenorul părinților la Europa FM.